Situația unor tineri pare a fi scăpată de sub control în cazul în care la nicio zi după ce au fost făcute publice imagini cu două copile de 12 și 13 ani care au snopit în bătaie o fată de 11 ani în curtea unei școli din municipiul Hunedoara, ieri seara un caz similar s-a petrecut în aceeași localitate. Mai precis, o minoră de 14 ani a stins o țigară în fruntea unei fete de 12 ani. Motivul ar fi o neînțelegere între fete care ar fi pornit de la o cerere de prietenie pe care copila de 12 ani ar fi dat-o prietenului uneia dintre celelalte două fete, cu care a avut altercația. Oamenii lege au fost anunțați de faptul că miercuri seara a avut loc o altercație între trei copii pe o stradă din municipiul Hunedoara. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că una dintre fete în vârstă de 14 ani a pus pe fruntea altei fete de 12 ani o țigară aprinsă. Cele trei minori au fost conduse la sediul poliției. În acest caz, poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată chiar de o patrulă a poliției locale care le-a și adus la sediul unității de poliție pe cele trei minore pentru a fi audiate în legătură cu comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe, infracțiune pentru care se efectuează cercetări de către polițiști în vederea stabilirii circumstanțelor comiterii acestei fapte și în vederea luării măsurilor care se impun. Motivul pentru care s-a ajuns la un asemenea gest este faptul că victima ar fi dat o cerere de prietenie pe rețelele de socializare prietenului uneia dintre celelalte două fete.